Autoritățile Comunei Sălăjene Pericei consideră că investițiile în rețelele de apă, canalizare, dar și în drumuri sunt esențiale într-o comunitate rurală care își dorește să atragă mai ales tinerii. Primarul Comunei Sălăjene Pericei, Bonci Dai Ciobă, a declarat că fără drumuri, apă și canalizare, o comunitate rurală este practic inexistentă. N-ar fi permis să există o localitate fără infrastructură. Din păcate, avem. Poate că la emisiunile anterioare m-am afirmat că asta nu e un lux. Este o necesitate, este o normalitate, este o necesitate. Tinerii au primit cu entuziasm, cei care simt ce înseamnă să ai apă curentă de calitate, să ai canalizare, să ai gaz, simt într-adevăr că viața e mai ușoară, e mai costisitoare. Trebuie să remarcăm faptul că până când oamenii foloseau apa din fântână, foloseau gratis. Bunăstarea se plătește, nu? Bunăstare și siguranță. Evident. Sunteți unul dintre primarii, nu vreau să vă laud sub nicio formă, dar sunteți unul dintre primarii sălăjeni care marșează din ce în ce mai mult pentru ruperea discrepanței dintre starea de la oraș și cea de la sat. Vreți oarecum egalizarea, ca să zic așa, facilităților. Asta înseamnă, zic eu, scăparea și salvarea satelor din Sălaj, pentru că aici putem vorbi de tineri. Apropo, am văzut grădiniți, aveți copii, aveți tineri la școală. Asta înseamnă că aici pot veni inclusiv agenți economici dacă aveți aceste, nu facilități, această normalitate, ca să-i spun așa. Dacă pornim de la ideea că veșnicia s-a născut la țară, atunci noi trebuie să furnizăm ceva în plus față de oraș. Și să știți că în mediul rural este ceva în plus, acel respect, acel fenomen că toată lumea îl cunoaște pe toată lumea. Noi avem o cenzură permanentă, gura satului. Care e aprigă, din câte știu eu. Care este foarte aprigă. Deci avem ceva în plus, deci și mediul urban ar avea de învățat din mediul rural. Da, într-adevăr, aceste discrepanțe trebuie să o stingem, pentru că, conform Constituției, toți cetățenii au drepturi egale. Nu numai obligații. Ne obligă și tineretul și, cum ne-ați amintit, da, într-adevăr, putem să invităm oameni de afaceri. Și o echipă de oameni de afaceri din Germania au făcut un popas prin Pericei, au încercat să investigheze posibilitățile de a investi și când au pus întrebare că am avea nevoie de apă în cantități industriale, posibil, putem furniza. Am avea nevoie și de canalizare, că nu putem epura apa și... E posibil, puteți să vă legați. Dar am avea nevoie și de gaz pentru... Domnilor, dar nu se pune problema. Și au rămas... Se poate? Da, într-adevăr se poate. I-am și arătat zona unde se poate investi. Într-adevăr trebuie să-și rezolvă cu terenul...